Prințul George al Marii Britanii a fost astăzi primit oficial în biserica pe care într-o bună zi o va conduce. Fiul ducelui și ducesei de Cambridge a fost botezat la capela Palatului St. James. N-au fost oaspeți români la ceremonie, dar din țara noastră a venit poate cel mai frumos dar, o pășune în Valea Zălanului. Îmbrăcat de sus până jos în dantelă, prințul George a stat cu minte în brațele tatălui său, prințul William. Cu câteva momente înainte, își anunțase prezența cu un strigăt sănătos chiar la sosirea la Palatul St. James. În afară de ducele și ducesa de Cambridge, prințul i-a avut alături pe regina Elisabeta a II-a și prințul consort, pe prințul Charles și soția sa Camilla, dar și pe prințul Harry, plus 7 nași. Deși jurnaliștii sau martorii nu au avut acces în capelă, botezul lui George Alexander Lewis a fost azi cea mai publică afacere de familie din Marea Britanie. Evenimentul a fost urmărit de sute de admiratori case regale sosiți la capela Palatului St. James pentru a fi martorii momentului istoric. Well, it's a very happy day, isn't it? Christening is a lovely thing. It's when you show your baby off to the world and that's what I hope they're going to do. It's still exciting to us too. Maybe a chance to see the baby and Will and Kate. Botezul regal a fost primit cu bucurie și în patria de suflet a prințului Charles, pe Valea Zălanului, în Covasna. Good afternoon. How are you feeling today? Still alive, thank you. De la prietenul și gazda transilvaneană a prințului Charles, nepotul său a primit un dar cu totul special, un picior de plai mioritic. Este o mică pajiște, da? Pajiște, care se află nu foarte departe de aici. O pajiște foarte mică, numai câteva ari, dar cu flori mai deosebiți, cu orhidee și alte. Au fost foarte, foarte încântați și au acceptat. What do you love the most about Romania? It's the timelessness of it, which is so remarkable.